Susțineți-vă concurenta preferată, trimițând SMS la 1206 doar cu indicativul acesteia. Costul unui vot valid este de 1,25 eurocenți TVA inclus. Tariful este valabil în rețelele Orange, Vodafone, Telecom și Digimobil, dar și 1,23 de eurocenți TVA inclus, valabil pentru Orange Prepay. Corina, ești gata? Da. Știu că ești gata, te-am văzut, sunt curioasă ce ai făcut tu acolo în Ritaș Studio pe tot parcursul emisiunii, dar înainte să te chem pe tine, aș vrea totuși să o chem pe Nadina, să o vedem și pe ea, da? Hai, Nadina! You don't wanna hear about it. Da, eu aș fi zis altceva. Nadina le cântă asta fetelor. Sunt suficient de puternică să știu în gală, Doamne ferește, dacă e de eliminare. Da, că zici că ai scris și cartea. Am făcut o glumă, sper că nu te-a deranjat. Nu te-ai supărat, nu? Nu te-ai supărat, mai glumim și noi, Nadina. Am vrut să fiu și eu share, lasă-mă că mi-am deplinit visul. Mulțumim producătorilor. Nadina, unde mergem astăzi? Superba mea mamă participă la o licitație caritabilă și are nevoie de un outfit, așa că m-a rugat, dacă eu tot mă aflu aici în București, să mă gândesc la ce i s-ar potrivi ei, să-mi fac niște schițe și să merg să mă interesez de niște designer care ar putea să mă ajute să-mi finalizez toată creația. Deci tu să-i gândești cumva outfit-ul, da. Să-l desenezi sau, mă rog, să faci o idee, exact. Să cauți pe cineva care să o pună în practică. Exact, exact. Da, bine, măi, Nadina, ce să zic, dacă te apuci și de... Cum? Stilistă wannabe. Stilistă wannabe, zici, Irina, nu? Mm-hmm. Apropo de treaba asta, nu ți-a plăcut deloc ținuta pe care a purtat-o Elena ieri și, mai mult decât atât, chiar te-a deranjat faptul că jurații n-au taxat-o pentru faptul că era un... Nu m-a deranjat că, de fapt, pentru faptul că n-au taxat-o. Pur și simplu am spus că eu știam că nu avem voie să aducem lucruri complete, total look, în acest platou. Nu m-a deranjat, Doamne ferește, nu. Eu nu știam că avem voie să facem așa ceva. Eu știu din sezoanele trecute că s-a taxat acest, mă rog, look copiat unul la unul, pentru că noi trebuie să aducem ceva, măcar am încercăm să facem ceva, chiar dacă este greșit sau, mă rog, chiar dacă este corect. Nu mi se pare, mă rog, în fine, dacă ea prefera să copieze, să ia totul, piesă cu piesă, totul este, ea a fost identic. Și spune că ea se pricepe și că ea este foarte talentată și pe de cealaltă parte spune că nu, acuzațiile nefondate nu îi place când îi se aduc acuzații nefondate. Dar pe de cealaltă parte ea mă acuză pe mine că am stilist din luna decembrie, sunt acuzată că am voturi, că am stilist și dovezi niciuna. Jurații poate să aprecieze pe cine consideră ei, nu... Mulțumim. Nu se pune problema. Ea neagă tot ce o întrebi, Linca, ipocrită nu m-a făcut, nici de ținută n-a zis, nici nimic. Da, a zis de ținută? Ce să facem, Linca? O să vadă pe... A zis, normal că a zis, pentru că lucrurile nu sunt de aici de acolo, dar ce să facem? Mă lupt cu Nadina și cu fetele în continuare. Acuzațiile pe care le aduc tot timpul la adresa mea, dar asta este. Cum arată ținuta, Elena? Nu-mi place ținuta pentru că sandalele nu se potrivesc nici din punct de vedere al... Sunt din lac și nu merg cu pantalonii și nuanțele sunt diferite. Mie nu mi se pare ok și nu mi se pare normal să purtăm mai multe nuanțe ale aceleași culori. Dar știi că este foarte greu să găsești aceeași nuanță. Atunci exact nu pui. Eu nu pun, nu știu, asta e părerea mea, dar oricum și dacă ar fi fost altă culoare, nu sandalele acestea de lac la acești pantaloni nu-i văd potriviți.
Și la cămașă, pantalonii și cămașa mi-ar fi plăcut dacă ar fi avut altă cămașă, pentru că aceasta îți dă volum aici, nu știu, pe, cămașa asta și fost o purtată cu o centură în talie, altfel nu, pentru că vine ciudat, îmi place cum vine la gât. Este asimetrică, asta am și vrut, să vină. Da, dar nu diferit. Aici, așa, nu-mi place cum se termină sub sân și cum vine volumul aici. Iar părul tapat așa, în 2019, nu îmi place. Da, nu este tapat, dar ok. Așa pare. Ok. Pare ca la nuntă, așa puțin. Mulțumesc, Elena! Eu. Hai să vedem ce spun jurații despre ținuta. Nadinei, te rog! Nadina, poate, cred că m-ai prins în toane bune cu piesa asta acum, pe bune, mai ales că am avut și ocazia să fiu și eu share la televizor, că mi-e place, bine. Sunt fiartă pe share, dar de unde ești tu fiartă, că tu erai cu Jennifer Lopez, cu astea, cu tovarășele tale? Ok. You're a long way from home, Dorothy, ai început să te șmecherești cu toate, auzi? Să știi că îmi place ținuta, sandalele mă deranjează. Nu vreau să ajung la vorba Elenei, dar într-adevăr are dreptate. Elena seamănă cu Ana Maria Prodan, să știi că am urmărit-o pe ecran. Știu, am căutat și eu, știu de nuanță și știu, e de bine și ea se îmbracă bine și e gătită mereu. Sandalele nu sunt mulțumite de ele, și că sunt de lac și în general încălțăminte de lac cu accesorii din piele, că geanta este din piele, din cât o văd, nu-i așa? Da. Pe de cealaltă parte îmi plac pantalonii, sunt frumoși, nu mi se pare că se potrivesc foarte bine cu cămașa. Îmi place că ți-ai schimbat machiajul. Sunt puțin încurcată, Nadina, să știi. Lasă-mă să mă gândesc, puțin. Okay. Că nu mi se pare că își arată flagrant asta cu sandalele. Totuși. Eu aș fi ales o pereche de sandale similare, dar din piele velur, din piele întoarsă. Aceeași într-o culoare? Nuanță mai apropiată de muștar, pantalon așa. Sau chiar și de nuanța șiretului pe care îl ții în mână. Verde acel verde, dar nu e verdele ăla. E un centimetru. M-aș fi dus într-un Van Noten, dacă vrei, cu asocierea de nuanțe. Într-un dar ce? Într-un Van Noten, să nu pronunțăm numele. Primul nume. Deși putem spune că e designer, dragă, da. Dries Van Noten. Asta e culoarea lui, l-a făcut celebru. Și o face ca nimeni altul, o propune ca nimeni altul, în diverse combinații. Care culoare, galben, nu? Da, dragă, acest muștar dragă, muștarul da. Muștarul dar pe de altă parte, deși teoretic, în mod normal, dacă am vedea cămașa asta pe un numeraș și pantalonii pe un numeraș față în față, noi cetățenii am fi tentat să spunem că ele nu merg împreună. Uite că tu ai reușit cumva să le pui împreună și să arate bine. Îmi plac volumele, singura chestiune, mă rog, legată de sandale s-a menționat. Mi se pare un lux să știi de reușit. Mulțumesc mult. Pantalonii sunt într-un material, cum, nu știu în ce material sunt, nu știu. Da, sunt, mai de vară, sunt, da, sunt un material dar, mai simil. O mătasă, e un pantalon tip pijama din ăsta. Da, îmi place. Da. Are și aspectul și chestiile alea albe de acolo. Da, da, terminațiile. Terminațiile sunt tot așa, te duc gândul la acea pijama, dar... Mie nu-mi place, să știi, ești, chiar dacă povestea ta, în povestea ta sunt incluse niște accesorii, un centimetru, un bloc notes ăsta, un caier de desen, ai geantă, nu, s-a punctat de sandal care nu... e ceva care nu-mi place, ești prea aglomerată, ești, e o cămașă, singurul lucru care îmi place este cămașa, este foarte frumos. Atât. Și pantalonul îmi place. Și mie. Da, da, altfel... Cred că unul dintre cele mai bune apariții în ultima vreme, că în ultima vreme a... Tâlcit-o maxim, Nadina. Da. Păi hai să vedem cu ce reușită pleacă acasă. Revizibil oarecum. Jumătate de miel. Voastre, da? După da, să comentarii. Vedem. Jumătate de miel, jumătate de ou. Hai cu mielul drag. Bravo, Sin, Nadina. Și o felie de cozonac. Oho! Să vedem dacă e cu drob. Fără drob. Fără drob. Da, ne mulțumim și cu atât. Nadina vorbește cu cei de acasă. Dragii mei, haideți să demonstrăm ori de câte ori este nevoie că noi suntem stilați, indiferent de ce se spune, și votați 8 la 1206. Vă mulțumesc mult! Mulțumesc și eu! Nu te gospodărești și tu acum că vine nu mă gospodăresc deloc, răbdări prăji... Nu, face mama! Face mama? Mama face niște bunătăți de nedescris. N-am vopsit. Niciodată, nici când erai mic? Niciodată. Eu nu intram în bucătărie, n-am intrat în bucătărie. Dar nici n-ai participat la nimic niciodată în viața mea, eu făceam alte lucruri.
În bucătărie n-am intrat. Făceam acele ouă cu pătrunjel, cu mărar, nu știi? Care se punea oul, apoi se lua o frunză de pătrunjel, puneai pătrunjel, era cel mai mișto, sau de leuștean, cum îl băgai într-un ciorap și îl lăsai în apă și după ce scoteai rămânea amprenta acelei frunze sau orice, dar alea făceam foarte mișto. Poți s-a ținut? Nu. Ce s-a ținut, dragă? Post. Ce post, dragă? Tocmai am arătat omul ăsta că am crăpat în mine o frigăruie ca toți prăjiți. Eu sunt scutit de la post pentru că iau medicamente. N-am ținut post. Eu dacă țin post, îmi pică litiu. Da, nu, și eu sunt bolnav, n-am voie. Îmi pică litiu? Nu am voie. N-avem voie să ținem post. Da, da, da. Ne-a zis, măi, dacă ținem post, s-a terminat, vă pică litiu.